Ce cauți aici? Parcă ți-am zis că mai am nevoie de timp. Adela, Mihai a venit la noi. El i-a ajutat pe părinții mei să scape de la pușcărie. Poftim? Adela! Mihai, după tot ce mi-au făcut Nuții și Mitu, tu le iei apărarea? Sincer, chiar nu mă așteptam. Ești, tu vrei să ajungă la închisoare? Nu mă mai interesează ce se întâmplă cu ei. Eu înțeleg că acum nu mai vrei să auzi de ei, dar într-o zi o să-ți pară rău pentru că Adela pe care o cunosc... Adela aia nu mai există! Ba da, există, indiferent de nume, tu ești tu! Crezi? Eu simt că am pierdut-o cu totul. Uite, când am ieșit la masă împreună noi doi, pentru prima dată, eu fără să vreau, am zis ceva ce nu trebuia. Și tu te ridicai să pleci. Da. Poate ar trebui să-mi dau seama de pe atunci că nu e un semn bun, nu? Hai să încetăm cu jocul ăsta. Mâine te scol la masă. Și dacă nu accept? O să accepți, pentru că noi doi nu ne cunoaștem. Și o luăm de la început. Mihai, nu e atât de ușor. Ba da, este. Eu vorbesc serios. Îți repet, sunt nepoata femeii... Da, știu. Ai mai spus, știu a cui nepoată ești, dar hai că vorbim mâine la masă. Și dacă te refuz? Poți să refuzi un străin atât de simpatic? Mihai, până și nu ți-mi-a zis să nu vorbesc cu străinii. Bun, deci ne vedem mâine. Nu mai gândesc. Bun, perfect, așa rămâne, ne vedem. N-am zis da. N-am auzit nimic, hai că vorbim mâine.